O parte semnificativă din problemele cu care ne confruntăm repetă problemele altor membri ai familiei, fie că vorbim de părinți, unchi, bunici sau strămoși mai îndepărtați. Conștientizarea faptului că nu suntem condamnați să repetăm viețile strămoșilor noștri și avem libertatea de a alege este o descoperire ce ne poate ajuta în evoluția noastră. Despre cum depășim traumele și problemele transgeneraționale discutăm cu Nușa Bugeac, psihoterapeut. Bine te-am găsit, Nușa! Bine te-am regăsit, Dana, și felicitări pentru emisiune. Mă bucur tare mult să te văd. Și eu mă bucur tare mult și mi-era dor să te revăd. Uite, după atâția și atâția ani ne-am reîntâlnit aici în platou. Doamne, ce de ani! Cam așa, de vreo 4-5 ani nu ne-am mai văzut și mă bucur tare mult că, uite, suntem față în față azi. Am un dar pentru tine. Mulțumesc frumos! Îl accept cu bucurie. Este mulțumesc. Cartea pe care am publicat-o cu niște ani în urmă, de când nu ne-am mai văzut. De când nu ne-am mai văzut. Ce-am mai făcut? Nu, și-a, uite, a scos o carte. Mulțumesc tare mult! Este o carte caiet de lucru. Da. Sunt 25 de exerciții de recunoștință. Ah, și o să spun cum am ajuns la ea. Și să-mi zici cum ai ajuns la ea și să-mi zici ce trebuie să facem și cum exersăm, uite, recunoștința câte aceasta. Câte un exercițiu pe zi timp de 25 de zile. Vreau să o răspăiesc. Hai să vedem unde mi se deschide. S-a deschis la ziua 6 mama. Ia uite, Nușa, ce spune asta? De ce am deschis la ziua 6 mama? Spune ceva, nu? Păi probabil poate că am energia asta. Ai ceva de reglat cu mama ta. Foarte interesant. Și trebuie să, uite, mă uit așa repede. Imediat ce te-ai trezit, repetă exercițiul din prima zi, da? Alcătuiește o listă cu 10 situații sau motive pentru care tu consider că ești recunoscător vieții. Uite, asta e un lucru bun de făcut așa la finalul fiecărei zile, să zic așa. Exact. Ar trebui să-l facem toți. Este recomandat și chiar este o tehnică japoneză, se numește Naikan, în care ei, la finalul zilei, timp de 5 minute, de fiecare dată, scriu niște motive, cel puțin 4-5 motive, pentru care sunt recunoscător pentru ziua care a trecut. Da, uite, vezi, ei au altă cultură, au altă tradiție. Nouă ne vine greu așa, după ce te-ai luptat în trafic toată ziua, te-ai enervat, cine știe ce mi-ai pățit și la muncă. Dacă stai să te gândești seara, mă, pentru ce sunt eu recunoscător? A, păi nu știu, că nu-mi vine așa în minte ceva imediat, dar dacă stai un pic și te așezi și stai și te conectezi așa, o să vezi că totuși ai motive de bucurie și ai motive pentru, în primul rând, pentru faptul că ești sănătos. Exact, cu asta ar trebui să începem. Să începem, da? Zic eu, în fiecare părerea mea. Da. Apoi pentru faptul că ai o locuință, da? Ai unde locui, da. Că ai avut ce mânca, că cei dragi ție sunt sănătoși, sunt copii, prieteni, familie, mamă, tată. Și că tată. Ea e aproape. Exact, exact. Adică dacă stăm să o luăm așa un pic, imediat descoperim și cumva multe, multe motive de recunoaștere. Da, să nu mai luăm totul așa ca un dat. Știi că asta este greșeala pe care o facem. Exact, exact. Luăm de parcă ni se convine. Da, și cu niște ani în urmă mi-a venit ideea să fac un astfel de chestie pe unul din grupurile mele de Facebook. Am făcut programul. Și a venit cineva și mi-a zis, de ce nu faci o carte? Da, uite cum îți schimbă viața un astfel de exercițiu pe care îl faci repetat. Și am avut niște feedback-uri extraordinare. Ia spune, de la povestește, cei de acolo. Zim, ce ți-au spus, uite, după ce au parcurs toate exercițiile? Că au conștientizat anumite aspecte pe care ele considerau că li se cuvine, că sunt pur și simplu de la sine, că le merită sau nu neapărat că le merită, dar până când nu-ți lipse... Ceva ce ai avut până nu ți se ia, nu conștientizezi că e cazul să fii recunoscător pentru ceea ce ai. Și aici mă refer, de exemplu, în primul rând la sănătate. Da. Când apare o problemă de sănătate, atunci zici, oh, vai, dar ce rău mie, vai, dar exact. Nu se poate. Da. Și până să apară acea problemă, tu n-ai fost niciodată, n-ai conștientizat că ești sănătos și să mulțumești existenței pentru acea sănătate pe care o ai. Așa este. Uite, și vorbim despre problemele astea care ne apar, da? La un moment dat în viață. Se manifestă într-un fel, da? Trupește, să spun așa. Dacă exact. Stăm să ne uităm și poate facem un exercițiu da? Și ne uităm acolo în arborele nostru genealogic, poate vedem că sunt niște tipare. Poate observăm că poate a avut și bunicul sau poate a avut mătușa și așa mai departe. Da. Ce se întâmplă cu problemele astea pe care le cărăm așa după noi, generație după generație? Păi le cărăm din mai multe motive. Și am să-ți dau un caz foarte interesant pe care l-am avut. O tânără la 34
4 de ani, ceva de genul acesta, probleme de inimă. Explorări, analize, tot felul de investigații sănătoase, n-avea nici, adică fiziologic nu era nimic. Nu ieșea nimic. Exact. Da. Și în final o amică de-a mea, medic, zice, mă, ia du-te la Nușa. Că sunt așa un fel de buhuhu, da. Și de... Să te rezolve Nușa. Da, 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 da. Unii zic că-s mai nebună ca ei, așa că nu mi-am asumat, eu știu ce fac, sunt ok cu ceea ce fac, cu ceea ce spun, cu ce informații dau. Și explorând cu ea, am descoperit că tatăl ei, la 35 de ani, murise de boală de inimă, iar mama ei îi spunea tot timpul, tu nu semeni cu taică-tu. Mm-hmm, interesant. Tu semeni doar cu mine și cu neamul meu, cu familia mea. Bun. Ea era destul de micuță când murise tatăl, ceva de genul, nu știu, până în 10 ani, o chestie de genul. Mm-hmm. Și ca să arate că face parte și din neamul tatălui ei, ci că își iubește tatăl, ea a recreat psihoemoțional, dar cu manifestare în corp fizic, boala pe care, de care tatăl ei a murit la 35 de ani. Și noi numim chestia asta în psihologie fidelitate oarbă sau iubire inconștientă. Sau iubire oarbă, fidelitate inconștientă, o chestie de genul ăsta. Sau cumva că-ți onorezi neamul, nu? Exact, da. Pentru că eu îi arăt tatălui meu că și eu fac parte din, că semăn și cu el și că îl iubesc, motiv pentru care îmi asum să trăiesc același destin ca el. E, uite ce se întâmplă după ce conștientizăm, apropo de bolile acestea, cărora, să zicem, nu le găsim așa imediat o explicație. Păi, deblocăm acolo deci niște energii. Eu pot să spun din experiența mea, că de aceea am ajuns să și fac ceea ce fac, că eu sunt profesoară de fizică, ca primă la formare, bază. La bază. Da. Da. Da, dar ai trecut apoi printr-o facultate de psihologie, am trecut adică te-ai format, ai, am trecut ai învățat multe la viața ta. Am trecut și pe acolo. Da. Boala corpului fizic este o manifestare în material a unei suferințe conștiente sau nu a corpului mental sau a corpului emoțional. Deci a gândurilor noastre sau a emoțiilor noastre. Deci când noi avem foarte mult timp un anumit gând împotriva vieții sau împotriva unui eveniment, împotriva unei situații, unui context, da? Care poate l-am uitat și l-am băgat acolo în mintea inconștientă, deci noi nu mai știm despre el, da? Dar îl menținem foarte mult timp, la un moment dat, da? Deci partea asta de critică, de acuzație, de nemulțumire, de frustrare, este o atitudine împotriva vieții. Eu nu merg pe dezvoltare, pe creștere, pe evoluție, ci criticând, practic distrug viața. Fiind nemulțumit, fiind frustrat, fiind având orice categorie de emoție negativă, eu sunt împotriva vieții. Și atunci viața mea zice, da. Da, și dacă stai să te uiți așa în jur, să faci pur și simplu un exercițiu de analiză, adică exact. Nu fără critică, pur și simplu să te uiți de la oamenii, da, cum din jurul tău, da, cum se comportă, cum se manifestă, cum vorbesc, ceea ce transmit, exact. O să vedem că sunt foarte mulți printre noi care au astfel de stări, sunt nemulțumiți, totul e împotriva lor și așa mai departe. Exact, și care la un moment dat se manifestă și în corpul fizic, într-o suferință, cu diagnostic mai grav sau mai puțin grav, depinde. Și vindecarea, de fapt, vindecarea unei boli înseamnă a merge la cauză, a te duce la rădăcină, la ceea ce a generat boala corpului fizic. Și e, cum se lucrează? Zic cum se lucrează, apropo, să spunem că, uite, am ajuns la tine, Nușa, am descoperit că e o problemă acolo. Așa. Cum facem să deblocăm și poate să rupem șirul acesta pe care îl cărăm? Sunt multe metode. Da. Sunt foarte multe metode. Eu personal lucrez cu două, trei dintre ele, două care le consider cele mai rapide. Metoda constelațiilor sistemice. Și metoda regresiilor.
Deci a merge pe linia timpului la momentul, situația, trauma, evenimentul care a generat boala corpului fizic. Și cu niște mulți, mulți, mulți ani în urmă, pe vremea când încă trăia Anca Parghel, da, am fost împreună cu ea într-o emisiune și cu directorul centrului de oncologie. Și amândouă l-am prins așa un pic și l-am înghesuit pe la director, da, de la Fundeni. Da. Și a recunoscut că evenimentul care a generat un cancer, da, care este diagnosticat acum, da, a avut loc cu cel puțin 7 ani înainte de apariția bolii, da, în de manifestare, da. Mm-hmm. Da. Deci acolo trebuie să ne întoarcem, să căutăm puțin, începând de acolo, da. Da, am avut, de exemplu, un client la 60 și ceva de ani, un om plin de viață, mergea pe munte, adică sportiv, activ, da, exact, da. Nu fuma, nu tot felul de chestii sănătoase, zic. Dar cu un cancer de colon, mi-a fost trimis de un coleg medic, și evenimentul care a generat acel cancer și se întâmplase la 24 de ani. Incredibil. Da. Că te tot întrebi așa, de ce sunt persoane foarte tinere, chiar și copii, care au astfel de boli incurabile? Sau cumva uneori zici, măi, n-am făcut nimic toată viața, am vrut să fiu sănătos, așa cum ai spus și tu, și uite totuși că m-am îmbolnăvit. Exact. Sau uite, copii, foarte mulți copii care suferă. Copiii uneori preiau, știi că în Biblie se spune că noi copiii vom plăti păcatele părinților. Da, timp de 7 generații. Cel puțin. Cel puțin, da. Eu ce înțeleg prin păcat înseamnă o atitudine împotriva vieții. Deci așa definesc eu personal păcatul. Unii spun că e nedrept, dacă stai să citești un pic asta, și spun de ce copilul, că e nevinovat, că e inocent, de ce să plătească el pentru ceva ce a făcut strămoșul lui? Așa am crezut și eu foarte mult timp. Până în momentul în care, tot experimentând, tot studiind, tot mergând la diverse formări și deformări și așa, cursuri, da, și meditații și așa, am înțeles că, de fapt, noi alegem familia în care venim. Și, de exemplu, dacă eu vreau să învăț geografie, nu mă duc la clasa de japoneză, nu? Normal. Că nu o să învăț niciodată geografie și atunci mă duc la clasa de geografie. Uh-huh. Asta înseamnă că eu aleg să vin în neamul care mă ajută și care este cel mai bun pentru a mă ajuta să-mi învăț lecțiile de viață pe care eu mi le-am propus înainte să vin și să îmbrac această haină a corpului fizic pe care o am acum. Da, pentru că fiecare om are, exact, o misiune și o va descoperi, totul poate. Totul are sens, pentru, da, că, într-un anumit fel, totul în viață are un preț. Totul. Și nu neapărat un preț material. Da. Și eu, ca să fiu primită în neam, neamul mamei și neamul tatălui, eu trebuie să fac și ceva acolo, nu știu, să spăl un geam, să scutur un cobor. Particip să dau cu ceva, nu? Exact, da, să dau cu aspiratorul, să reglez ceva. Să mă integrez, ceva. Să, da. Exact, să reglez ceva. Și atunci eu vin în acel neam, eu, e necesar să-mi fac, să-mi fac plata pe care am ales să o fac, adică să vindec o anumită traumă a neamului respectiv. Și atunci lucrurile se așează, sunt pe val, sunt acolo unde trebuie. Și o cale spirituală foarte faină pe care am descoperit-o de câțiva ani, doar de câțiva ani, când ne-am cunoscut, noi nu știam de ea. Așa, încă, da, așa. Este înțelepciunea Maya. Ia. Astrologia Maya. Da. Care este o formă de matematică sacră. Și prin calculele pe care le face, chiar îți arată dacă tu ești îndreptățit să te bagi pe o anumită traumă a neamului, la mama sau la, da, tata, sau este treaba, nu știu, mătușii, surorii, copilului tău, nepotului sau altcuiva. Foarte interesant. Exact. Foarte interesant. Și mi s-a părut fascinant pentru că știi, deci descoperi ceva și știi, bă, e treaba mea sau nu e treaba mea. Pentru că de multe ori noi ne ducem și acționăm acolo unde nu este treaba noastră. Și e cumva, cum să spun eu, ca la școală, știi? Ne luăm multe opționale, da, sunt, da, drăguțe, da, și interesante, da, și așa, da. Și nu mai avem suficientă energie să învățăm ce e de învățat ca să trecem clasa. Și rămânem repetenți.
și ne mirăm de ce nu ne merge. Da, uite, vreau să te întreb, pentru că s-a iscat în ultima vreme o întreagă nebunie apropo de constelațiile familiale. Aha. Știi prea bine că este un serial care a fost foarte urmărit pe Netflix și eu l-am văzut, l-am terminat săptămâna trecută, iată. Bravo! Citisem și cartea din serial cu un an în urmă, adică știam despre ce este vorba, doar că sunt foarte mulți oameni care nu știu exact ce presupune să fii parte dintr-o constelație, da? Să iei parte la o constelație. Și vreau să te întreb, când anume e cazul să încerci așa ceva? Trebuie să fii pregătit? Trebuie să, nu știu, să vii cu tot felul de întrebări sau să-l lași acolo, știi, să curgă lucrurile și să vezi ce descoperi? Cum se procedează? Fiecare procedează cum consideră și eu am credința că atunci când este timpul, ajungem exact acolo unde avem nevoie, unde e drumul nostru, e soluția pentru ceea ce avem noi de vindecat, de echilibrat, de așezat în acel moment în viața noastră. Și dacă cineva, după ce ia câteva informații, rezonează cu ideea, cu băi, vreau să văd și eu cum e, vreau să... Da. De ce nu? Eu recomand întotdeauna ca oamenii să experimenteze ceea ce rezonează. Și rezonanța vine în momentul în care auzi ceva și zici, wow, trebuie să mă duc acolo. Poate vreau să fac călătoria respectivă sau să mă duc în acel loc sau să fac acel curs sau... Asta înseamnă rezonanță și timpul potrivit. Uite, ai vorbit și despre regresie, pentru că faci și regresie. Da. Tot așa, trebuie să intri într-o anumită stare. Poate că nu intri neapărat atunci la ședința respectivă, în starea respectivă. Poți să faci o pregătire înainte sau să faci meditații. Că sunt unii mai controlling așa, știi? Sunt unii mai controlling care nu se lasă așa ușor, păi, știi? Aici e vorba de încredere. De încrederea și, cum să spun eu, investiția pe care o faci tu în competența celui la care te duci, a terapeutului la care te duci. Să te lași înghidat de el, exact, zice. Exact. Pentru că, de fapt, regresia ce este? Este o călătorie ghidată, undeva în spațiul tău interior, care poate să ducă pe neam, sau poate să ducă într-un moment traumă din această viață, sau poate să ducă într-un moment traumă dintr-o altă viață. Eu, de exemplu, sunt pe principiu că nu totul se termină în momentul în care murim, ci că există și alte existențe. Și de aceea, de fiecare dată când vine cineva în cabinet, eu întreb ce părere are despre, pentru că eu nu vreau să schimb nimănui credințele, valorile, principiile și ceea ce are, să știu cum abordez și cum îi explic și cum îi pun problema, adică care este relația cu divinitatea, crede, nu crede, există, nu există, adică pentru că nu e ok ca un terapeut să vină să-ți impună setul lui de credințe, de convingeri, de principii. Da. Un terapeut este un ghid, o călăuză, după părerea mea, care te ia frumos de mânuță sau îți face niște oglinzi sau îți arată, ce, mă, uite, fii atent, acolo e o prăpastie. Acolo este un munte, uite, vezi cât de înalt e. Tu alegi. Poți să te duci pe acolo, poți să te duci pe acolo, este alegerea ta. Deci doar îți oferă o perspectivă mult mai largă pe care tu, fiind în emoție, în suferință, în frustrarea a ceea ce te deranjează cel mai tare în acel moment pe care te duci, nu ești capabil să o vezi, ești ca un fel de căluț care are ochelari și nu vezi decât acolo suferința și emoția. Așa este. Și terapeutul poate să iasă deasupra, să aibă o privire de ansamblu și să-ți spună, uite, aici, acolo, uite, acolo văd așa, acolo văd așa, e posibil să... Și să-ți ofere niște perspective diferite, din unghiuri diferite pe care tu nu le poți accesa. Așa este. Și în funcție de încrederea pe care o pui la un moment dat, de sensul pe care ți-l dă ceea ce îți spune terapeutul, care îți prezintă un alt punct de vedere, rezonezi sau nu rezonezi. Au fost oameni care au zis că sunt mai nebună ca ei și că n-au căutat la mine. Asta e, le-am respectat liberul arbitru. Ești minunată, mă bucur tare mult că ne-am revăzut. Îți mulțumesc mult pentru cadou, o să fac exercițiile și o să-ți dau feedback. Și te mai aștept cu mare drag aici, între prieteni. Mulțumesc mult și mă bucur mult pentru emisiunea ta. Mulțumim frumos. Te mai așteptăm cu drag. Mulțumesc mult și o zi faină să ai.